Am găsit la o nouă emisiune cuvântul care schimbă vieți. O emisiune care își dorește să ne ajute pe toți deopotrivă, să-l cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, să umblăm cu Dumnezeu în lumea aceasta, să ne întărim în credința noastră, să fim plini de speranță și în felul acesta să putem avea în sufletele noastre acea siguranță, acea certitudine că pentru o veșnicie întreagă la capăt de drum vom fi împreună cu Dumnezeu. În ultima perioadă, mă refer la această perioadă de pandemie, au plecat mulți, foarte mulți, mai mulți decât ne așteptam, mai mult decât ne-am fi gândit, mai mult decât ne-am fi dorit dintre noi. Au plecat unii din familiile noastre, au fost de asemenea poate prieteni apropiați, frați, surori de credință, colegi de muncă, vecini, cunoscuți. Și nu de puține ori ne-a surprins vestea aceasta că cineva pe care l-am cunoscut a plecat dintr-o dată dintre noi. După 25 de ani de slujire în lucrarea lui Dumnezeu, aș putea să spun că ultimele luni, ultimele săptămâni, poate. Au fost săptămânile în care am participat cel mai mult și cel mai des sau am oficiat slujbe de înmormântare. Trăim zile rele. Trăim zile grele. Și cred că asta ar trebui să fie evident pentru noi un semn că trăim zilele de pe urmă. Sau în terminologia scripturii, scriptura face referire la zilele de pe urmă sau vremurile de pe urmă sau chiar la ceasul de pe urmă. Și tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru ar trebui să fie poate încă o dată încă un semnal în plus de alarmă că așa cum credem noi toți cei care ne numim creștini, Domnul nostru vine. Cumva pașii lui se aud. Este la ușă, este foarte aproape, iar noi trebuie să fim pregătiți. Dincolo de această pandemie de virus, cred că lumea întreagă și noi ne confruntăm și cu ceea ce am putea numi o pandemie de teamă. Ne temem. Ne temem de viitor, ne temem de ziua de mâine, ne temem de boală, ne temem de spitalizare, ne temem de ATI. În cele din urmă, ne temem de moarte. Ne temem că s-ar putea ca fiecare dintre noi și sigur, n-avem niciun fel de garanție că nu se va întâmpla așa, noi nu suntem cu nimic mai buni sau nu avem niciun merit în plus față de cei care au plecat deja în veșnicie dintre noi sau poate sunt pe un pad de spital cerând ajutorul lui Dumnezeu și luptându-se pentru a rămâne în viață. Nu, nu suntem cu nimic mai buni. Este doar îndurarea și doar mila lui Dumnezeu. Însă ne temem, este teama aceasta cu privire la viitor. Aș vrea să spun în cadrul acestei misiuni, știți că de o vreme, vorbim despre credința adevărată, că tocmai această credință adevărată, autentică, această încredere puternică în Dumnezeu, care am văzut că înseamnă în același timp și umblare cu Dumnezeu. Tocmai această credință adevărată ne ajută să înfruntăm viitorul fără teamă. Așa că în cadrul acestei emisiuni o să ne oprim asupra acestui subiect. Și anume cum putem să înfruntăm viitorul fără teamă. Aș vrea să îmi permiteți să citesc și de data aceasta un text, un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, aceeași carte care ne vorbește despre modul în care se exprimă credința adevărată, Epistola Sobornicească a lui Iacov, capitolul 4, începând cu versetul 13. Ascultați acum voi care ziceți: astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere. Voi, din potrivă, ar trebui să ziceți: Dacă vă vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Pe când acum vă făliți cu lăudăroșile voastre, orice laudă de felul acesta este rea. Deci, cine știe să facă bine și nu face, să vrășește un păcat. Textul nostru începe cu o atenționare. Este ca și cum Iacov, folosind limbajul profețiilor Vechiului Testament, folosind cuvintele, adresarea pe care o foloseau profeții Vechiului testament, atunci când avea un mesaj important din partea lui Dumnezeu și atunci când în gura mare strigau înaintea poporului. Aduceau în felul acesta un mesaj la care cei din poporul lui Dumnezeu trebuiau să fie extrem de atenți, să ia minte, erau atenționare. Iată cum începe textul nostru, ascultați, acum, luați aminte, fiți atenți. Și dorim să ascultăm și noi, să fim atenți la modul în care cuvântul lui Dumnezeu, în textul acesta. Ne învață cum putem să înfruntăm viitorul fără teamă. Și, în primul rând, Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să înțelegem că, pentru a înfrunta viitorul fără teamă, trebuie să nu ne clădim un viitor fără Dumnezeu. Dacă vrei să nu te temi de ziua de mâine, să înfrunți viitorul fără teamă, cu speranță și cu siguranță, atunci nu încerca să-ți clădești un viitor fără Dumnezeu. Versetul 13 spune, ascultați acum voi care ziceți, astăzi sau mâine ne vom duce în cutare cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie și vom câștiga. Observați un grup de oameni care au făcut ceea ce facem toți, și anume planuri, cu privire la viitorul lor, oameni care și-au dorit ceea ce ne dorim toți: un viitor bun, un viitor mai bun, un viitor cât mai bun pentru viețile noastre, au ales vremea potrivită. Au spus astăzi sau mâine, așa cum fiecare dintre noi alegem când este momentul cel mai potrivit să. Facem un anumit lucru. Au ales destinația potrivită și au spus vom merge în cutare cetate, așa cum fiecare dintre noi alegem unde să mergem sau unde să ne trăim viața. Au ales perioada pe care au considerat-o potrivită și au spus vom sta acolo un an, așa cum fiecare dintre noi alegem cât să rămânem sau perioada în care să ne implicăm într-o anumită lucrare. Au ales activitatea potrivită și au spus vom face negustorie. Și fiecare dintre noi alegem să facem anumite lucruri în viața noastră. Au ales câștigul. Și spune textul nostru și vom câștiga. Și fiecare dintre noi ne dorim succes cât mai mare în viață. Facem planuri și este bine că facem. Nu ar trebui doar să supraviețuim sau să avem o viață plictisitoare, noastră, încercând să trăim așa de pe o zi pe alta. E bine să facem planuri. De asemenea, dorim succes. Și lucrul acesta este normal atunci când ne gândim la viitorul nostru. Însă, dacă ar fi să ne gândim la câte planuri facem în viața noastră și la câte dintre ele, într-adevăr, se împlinesc planurile noastre sau dorințele noastre ajung să fie realizabile, atunci, probabil, ar trebui să cugetăm mai mult la acest cuvânt din partea lui Dumnezeu. Ne facem planuri cu privire la meseria noastră. Cu privire la viitor, la pensia noastră, cineva de curând foarte tânăr îmi cerea câteva sfaturi sau îmi punea câteva întrebări, fiind oarecum așa la început de drum, cum va fi atunci când el va ajunge la pensie și cum va fi cu pensia lui și i-am dat așa nespecialist, fiind doar câteva explicații. Ne facem planuri cu privire la copiii noștri, ne facem planuri cu privire la vacanțele noastre ne facem planuri, o sumedenie de planuri în viața noastră. În textul nostru, dragii mei, există o problemă și asta e problema de fond. Și anume, din toate planurile acestea despre care am citit, lipsește Dumnezeu. Dumnezeu, în versetul acesta, nu este menționat nici cel puțin odată, nu este menționat deloc. Dumnezeu este cel care lipsește din tot tabloul acesta și ar trebui să ne oprim, mai ales în vremuri ca acestea, și să ne amintim, dragii mei, că am început să-L scoatem încet, încet pe Dumnezeu din viețile noastre. Că Dumnezeu începe să lipsească tot mai mult. L-am scos pe Dumnezeu din casele noastre și am adus acolo tot felul de lucruri care Pătrun, cele mai multe dintre ele, probabil prin mass media, internet și așa mai departe. L-am scos pe Dumnezeu din familiile noastre. Începem și sunt unii care vrea să-L scoată pe Dumnezeu din școlile noastre. E scos din Dumnezeu din guverne, din parlamente. N-are Dumnezeu loc în legile care se dau câteodată îl scoatem pe Dumnezeu și din bisericile noastre. Ajungem să ne încredem în propriile noastre forțe. Ajungem să considerăm că suntem stăpâni pe soarta noastră, ca și cum nimeni și nimic nu ne poate strica planurile noastre. Nu mai ținem cont de Dumnezeu. Avem sentimentul acela tot mai puternic de independență. Vrem și credem că ne putem descurca fără Dumnezeu devenim aroganți, mândri, autosuficienți. De în versetul 16 am citit așa, pe când acum vă făliți, vă mândriți cu lăudăroșiile voastre, orice laudă de felul acesta este ria. Versetul 15 ne dă un răspuns la frământarea și la problema aceasta, faptul că l-am scos pe Dumnezeu. Dumnezeu nu mai are loc. Și versetul spune așa, voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru. Și aceste cuvinte ar trebui să ziceți, nu ar trebui să rămână doar un slogan, ci ar trebui să fie un mod de viață pentru fiecare dintre noi. În cartea Proverbele, Capitolul 16 cu versetul 9 citim așa Inima omului se gândește pe ce cale se meargă Da, facem planuri Dar Domnul îi îndreaptă pașii Și probabil ar trebui să înălțăm rugăciunea aceasta Doamne, ai milă de noi Și oricât de multe planuri am face noi Îndreaptă-ne pașii fiecăruia dintre noi Pe calea ta cea bună de aceea, nu fă planuri fără Dumnezeu. Nu încerca să-ți clădești un viitor din care Dumnezeu e scos din ecuația vieții tale. Pune pe primul loc planurile lui Dumnezeu, nu planurile tale. Consultă-l pe Dumnezeu. Caută voia lui Dumnezeu. De ce? Foarte simplu. Pentru că planurile lui Dumnezeu sunt întotdeauna mai bune. De ce? Pentru că în timp ce eu și tu nu știm ce ne aduce ziua de mâine, el știe. În timp ce eu și tu nu știm ce ne rezervă viitorul, el știe. De aceea e atât de logic să căutăm voia lui Dumnezeu și planurile lui Dumnezeu în viețile noastre. A trăit la un moment dat un predicator destul de cunoscut, a ajuns în Anglia. Și la un moment dat a fost invitat să participe și să predice la o mare, mare conferință în America. Era o oportunitate de aur în cariera sa de predicator. Așa că și-a cumpărat bilet de vapor ca să traverseze Atlanticul, însă cu puțină vreme, înainte ca el să se îmbarce pe vapor, cu câteva zile, Soția lui era destul de rău bolnavă. Așa că a început să se întrebe: Oare este voia lui Dumnezeu să plec, chiar dacă e ocazie deosebită și sunt în lucrarea lui Dumnezeu, sau ar trebui să rămân lângă soția mea, să-o îngrijesc și să renunț la biletul pe care deja l-am cumpărat? Sigur că a luat decizia bună. Decizia corectă aceea de a rămâne și a o îngriji pe soția sa. Dar se gândea câteodată cu dezamăgire, cu regret, la ceea ce ar fi putut să se întâmple la celălalt capăt al Atlanticului, însă, spuneam, nu s-a îmbarcat, a luat acea decizie corectă. Biletul pe care l-a cumpărat pentru vapor, l-a păstrat apoi până la sfârșitul vieții sale amintindu-și mereu și mereu, ori de câte ori îl privia, că nu trebuie să pună niciodată la îndoială planurile lui Dumnezeu și voia lui Dumnezeu. Pentru că biletul acela, dragii mei, era un bilet cu loc rezervat pe cel mai faimos vapor din vremea aceea, și anume pe Titanic. Vaporul care în noaptea de 14 Spre 15 aprilie 1912, așa cum știm, s-a scufundat. De aceea, dragii mei, dacă dorim să înfruntăm viitorul fără teamă, să nu ne facem planuri, să nu încercăm să ne clădim un viitor fără Dumnezeu. Mai degrabă, deviza noastră ar trebui să fie nimic fără Dumnezeu. Nimic fără Dumnezeu niciun viitor pe care să-l clădim fără el. <coughs> În al doilea rând, ca unii care dorim să înfruntăm viitorul fără teamă, trebuie să înțelegem că ziua de mâine nu ne aparține, da? Nu-i înțelep să-ți faci viitor fără Dumnezeu, dar trebuie să mai înțelegi ceva, așa nume că ziua de mâine nu e a ta. Versetul 14 spune Și nu știți ce va aduce ziua de mâine că și ce este viața voastră Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel și apoi piere Este ca și cum Iacov spune Astăzi ești Și mâine s-ar putea atât de mult să nu mai fi În clipa asta ești bine Mare, tare, sănătos, frumos Pentru că în clipa următoare nu așa că doar o bătaie de inimă ne desparte de veșnicie, când inima noastră s-ar opri, doar o clipă ne desparte de veșnicie și de plecarea noastră putem să fim luați foarte repede prin surprindere. De atâtea ori, probabil, mai ales în perioada aceasta, am folosit cuvintele la așa ceva nu ne-am așteptat. Sau plecarea, moartea cuiva. Ne-a luat prin surprindere. De ce? Pentru că nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Însă să spun că au fost și alte generații care, de-a lungul vremii, au fost luate prin surprindere. Și pandemia aceasta care a venit peste întreaga lume, cumva ne-a luat prin surprindere. Nu ne așteptam la așa ceva. Vreau să vă citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 24 de la versetul 37. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noie, ai doma se va întâmpla în zilele noastre, la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop, când mâncau și biau, se însurau și se măritau, își făceau tot felul de planuri cu privire la viitorul lor frumos, dar fără Dumnezeu. Până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa, va fi și la venirea fiului omului. Au fost surprinși, dragii mei, de apele potopului. Acum întrebarea este oare n-ar fi trebuit să se aștepte la un potop de ape în timp ce noi construia corabia și îi puneau întrebări și noi ai avertizat din partea lui Dumnezeu, oare n-au știut că vine judecata lui Dumnezeu? Oare noi? Nu ar trebui să ne așteptăm la vremurile acestea din urmă, oare noi nu știm că vine sfârșitul și vine judecata lui Dumnezeu? Atunci ei n-au vrut să știe. Și noi astăzi nu vrem să știm. Viața are multe variabile. Viața este nesigură, viața este fragilă, viața este complicată. Nu știm ce se va întâmpla mâine. Nu știm dacă vom apuca ziua de mâine. S-ar putea ca ziua de mâine să fie cu totul și cu totul diferită. De modul în care ți-o imaginezi tu. Proverbele 27, versetul 1 spune nu te feli, nu te lăuda cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi. O, cine știe? Niciunul dintre noi. Iar Mântuitorul spune, nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Că ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Doar Dumnezeu știe, de aceea trebuie să înțelegem, dragii mei, adevărul acesta, să înțelegem că ziua de mâine nu ne aparține, așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu și cred că suntem conștienți de lucrul acesta. Vrem să înfruntăm viitorul și într-o vreme în care e pandemie de teamă cu privire la viitor, să-l înfruntăm fără teamă. Pe de-o parte, nu uitați nimic fără Dumnezeu ar trebui să fie lozinca noastră, nu-ți fă planuri de viitor fără Dumnezeu, nu uita apoi că ziua de mâine nu ți aparține, nu știi ce aduce ziua de mâine, în al treilea rând trebuie să ne mai amintim ceva, și anume că suntem doar un abur. Cuvântul spune că ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțin tel, și apoi pierre. O, oh, ar spune cineva, dar eu, eu, eu sunt uh, în poziție înaltă, eu sunt om puternic, eu sunt sănătos, eu sunt cineva, eu sunt respectat și sunt atâția oameni care se cred grozavi în lumea noastră. Și Biblia spune, din punctul ăsta de vedere, suntem toți o apă și un pământ, nu suntem decât un abur, spune Cuvântul lui Dumnezeu și un trup de țărână care se întoarce în țărână pentru ca Duhul să se întoarcă la Dumnezeu care l-a dat. E o expresie care ne amintește că viața este scurtă, este trecătoare și este nesigură. În zilele acestea de toamnă târzie, când ești afară poate dimineața sau seara și vezi suflarea și aburul acela Aminteșteți că așa este și viața ta. Doar un abur spune cuvântul lui Dumnezeu. dați mi voie să vă dau câteva alte expresii biblice care arată cât de scurtă, de nesigură și cât de repede trece viața noastră. Iov, capitolul 7, versetele 6 și 7, citim așa: Zilele mele zboară mai iuți decât suveica ca se duc și nu mai am nicio nădejde. Aduți aminte, Dumnezeule, că viața mea este doar un abur sau dar o suflare, spune neprihănitul Iov. Tot el ne spune în capitolul 8 cu versetul 9 că și noi suntem de ieri și nu știm nimic. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât, decât o umbră care trece atât de repede atunci când și soarele se ascunde. Vă citesc încă două texte, ar fi mult mai multe din cartea psalmilor. În psalmul 103, versetele 15 și 16, citim aceste cuvinte: Omul. Zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea, nu mai cunoaște. Sunt sigur că în ultima perioadă. Poate în ultimele zile sau săptămâni, mulți dintre noi am participat la mult mai multe, mult mai multe înmormântări, servicii de înmormântare de când ne-am fi dorit. Și încercăm, și nu-i rău lucrul ăsta, să facem oarecum trecerea cât mai ușoară și să fie o mângăiere cât mai mare pentru familie îndurerate și de obicei acolo sunt multe flori. Cuvântul lui Dumnezeu spune că așa e și viața noastră ca floarea care încolțește, te uiți la ea este frumos colorată, este frumos parfumată sau ca iarba care foarte repede se usucă. Dacă te duci după o zi sau două în cimitir, la mormânt, vei vedea florile acelea care sunt ofilite, care au trecut, așa este viața noastră. Psalmul 90 chiar este o rugăciune a lui Moise, adeseori la servicii de înmormântare, apelăm la psalmul acesta și îl citim. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fii oamenilor, căci înaintea ta o mie de ani, sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă din noapte îi măturca un vis, dimineața sunt ca iarba care încolțește iarăși înflorește dimineața și crește iar seara este tăiată și se usucă noi suntem mistuiți de mânia ta îngroziți de urgia ta tu pui înaintea ta nelegiurile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele cele ascunse toate zilele noastre pierd urgia, de urgia ta vedem cum ni se duc anii ca un sunet anii vieții noastre se ridică la 70 de ani iar pentru cei mai tari la 80 de ani și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm, zburăm prin viață, zburăm prin viață și viața nu se mai întoarce niciodată. De aceea, în psalmul acesta, omului Dumnezeu spune în versetul 12, Doamne, învață-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, să știm cum să trăim. Trebuie să ne amintim mereu și mereu, ca unii care dorim să avem un viitor pe care să-l înfruntăm fără teamă, că viața noastră e atât de scurtă, că suntem trecători, că viața noastră este ca un abur, așa am citit din Cuvântul lui Dumnezeu. Viețile noastre, dragi mei, sunt în mâna lui Dumnezeu. Viețile noastre sunt în mâna celui atot puternic, De aceea Iacov spune, voi din potrivă ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul vom trăi. Pentru că dacă nu mai vrea Domnul să trăim, el pune capăt zilelor noastre și ne cheamă în veșnicie. Dacă va vrea Domnul vom face cu tare sau cu tare lucru. Pentru că dacă nu va vrea Domnul, să facem sau să continuăm o anumită activitate, orice am face noi, Domnul îi pune capăt. Lungimea vieții tale e în mâna lui Dumnezeu, El decide. Activitățile tale sunt în mâna lui Dumnezeu, El decide. De aceea, doar dacă va vrea Domnul, vom apuca și ziua de mâine și ne vom putea implica în activitățile de fiecare zi. Și vreau să închei cu un ultim adevăr care ne ajută să înfruntăm viitorul fără teamă și anume să facem astăzi ce este bine. Spuneam și mă repet, dacă vrem să înfruntăm viitorul fără teamă, mai întâi nimic fără Dumnezeu. Nu-ți clădi un viitor fără El. Dacă vrei să înfrunți viitorul fără teamă, în al doilea rând, am văzut că trebuie să fim conștienți de faptul că viața noastră trece atât de repede. Suntem doar un abur, spune cuvântul lui Dumnezeu. De asemenea, de faptul că nu știm ce ne aduce ziua de mâine. Și apoi să facem astăzi ce este bine, iată cum se încheie textul nostru. Deci, e concluzia. Cine știe să facă bine și nu face, să vârșește un păcat. Noi când ne gândim la păcat, ne gândim la acele păcate de comitere de obicei. Să minți, să furi, să înșeli, să lovești, să jignești și așa mai departe. Dar există la fel de bine și păcate de omitere. Adică există un bine pe care ar trebui să-l faci și refuz să-l faci. Și asta e păcat înaintea lui Dumnezeu. În contextul acesta, binele se referă la a-l include pe Dumnezeu în viața ta, a te bizui pe Dumnezeu, a pune zilele tale, viitorul tău, ziua de mâine, planurile tale, activitățile tale, a pune totul în mâna lui Dumnezeu. Și cuvântul spune este bine să faci asta, este voia lui Dumnezeu. Dacă știi, și acum dacă ai urmărit emisiunea aceasta, știi că ar trebui să faci asta și nu o faci, să un păcat înaintea lui Dumnezeu. însă este bine, dragii mei, este voia lui Dumnezeu și gândul de final ca fiecare dintre noi să ne împăcăm cu Dumnezeu, pentru că nu știi ce aduce ziua de mâine, nu știi cât vei mai trăi pe acest pământ. Este înțelept și bine să te împaci cu Dumnezeu. Vreau să spun ce nu se întâmplă niciodată pe patul de moarte ce nu se întâmplă. Niciodată pe patul de moarte oamenii nu spun aduceți-mi toate diplomele pe care le-am câștigat ca să le mai văd odată. Aduceți-mi toate conturile și extrasele din bancă ca să le mai privesc odată. Aducem cheile mașinii ca să le mai văd odată. Nu, dragii mei, tot ceea ce contează pe patul de moarte este să fii păcat cu Dumnezeu și să fii păcat cu semenii tăi. Să știi că ai păcatele iertate, că între tine și Dumnezeu este pace, că ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, că te va primi în împărăția lui și ți-ai rezolvat toate relațiile cu cei din jurul tău. 2 Corinteni, capitolul 5, cuvântul lui Dumnezeu spune de la versetul 18 așa, și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El. E un singur mod în care omul se poate împăca cu Dumnezeu prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării, adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, niținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimii sau ambasadorei lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Marele păcat de omitere este amânarea. Să spui da, e bine, e adevărat. Ce s-a spus în emisiunea aceasta, cumva nu poate fi combătut că realitatea de fiecare zi o arată, e bine să te împaci cu Dumnezeu, e bine să treci în armonie cu semenii tăi. O să o fac și eu. O să mă întorc la Dumnezeu, dar nu acum. E marele păcat al amânării. Dacă știi că trebuie să faci bine la acesta fel, și fel astăzi, pentru că astăzi, doar astăzi, este ziua mântuirii. Mă rog ca Dumnezeu să te binecuvinteze cu mântuirea, cu viața veșnică.